Potrivii poliției Buzău, noaptea de sâmbătă spre duminică la miezul nopții, polițiști au depistat în trafic un autovehicul ai cărui pasageri erau ieșiți din mașină pe timpul deplasării fără a avea cuplate centuri de siguranță. Aceștia purtau echipament de tip combat, iar mâini țineau replici ale unor arme. Polițiștii au oprit mașina pentru control, stabilind că co ocupanții acesteia sunt cinci bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani din București, Prahova și Tulcea. Din verificările toate de polițiști a reieșit că tinerii reprezintă o societate comercială ce are ca domeniu de lucru înregistrat alte activități recreative și distractive. Bărbații au precizat că au fost contactați de către o mireasă de 22 de ani din Brăila să o preia de la un local dintr-o comună a județului Buzău, unde avea loc petrecerea. În urma controlului, polițiștii au constatat că armele ținute în mână de bărbați pe timpul deplasării erau machete din material plastic negre. Persoanele în cauză au fost amendate.